Salutare, dragi iubitori de motorsport! Bine ați venit pe Spectacol Total! Astăzi suntem la Raliul Argeșului, prima etapă a campionatului național de raliuri. În spate pleacă prima mașină în competiție. Toată lumea e pregătită, avem în spate primul echipaj ce pleacă în deschiderea raliului și propun să mergem și să întrebăm principalii candidați pentru victoria de la Argeș. Hai să mergem să vedem ce face Simone și Giri și mai sunt câțiva oameni ce sunt sigur că o să pună probleme pentru locul întâi în prima etapă a campionatului național de raliuri. În timp, ne bucurăm să te vedem din nou la start. Ce target ai pentru etapa asta după testul de la cheile Grădiștei? Da, să știi că sunt într-adevăr foarte fericit că au început competițiile, cheile Grădiștei weekendul trecut și acum suntem aici la Argeș. Sunt foarte bucuros și motivat să avem un parcurs bun. La cheile Grădiștei m-am înțeles destul de bine cu mașina, au fost chiar primii kilometri pe o probă specială, să zicem. Acum începem cu adevărat un raliu, o prima probă foarte grea, unde va fi important ceea ce va face Sergiu cel mai mult, o probă nouă și e nevoie de un copilot bun care să îți dea informațiile atunci când ai nevoie. Iar e dau lui cum ar veni totul, vedem cum ne descurcăm. Dacă nu ne iese bine, vine lui. Tot timpul e așa. Nu chiar tot timpul, dar de data asta așa va fi. Zi-mi care e targetul, pentru că până la urmă știu, având în vedere faptul că porți numărul 1 pe mașină, clar pleci la locul 1, la victorie, nu? Da, asta va fi obiectivul. Anul trecut a fost un raliu bun pentru noi, prima dată pentru mine în cursă pe aceste probe speciale. Anul acesta, ziua de mâine va fi puțin mai cunoscută, să zicem, fiindcă am experiența de anul trecut, dar totuși rămâne un traseu pe care nu-l cunosc foarte bine. Va trebui să fim atenți, concentrați, mai ales că e prima cursă, încă nu ne-am intrat în ritm. Nu e așa doar pentru noi, pentru toată lumea, așa că e important ca fiecare dintre participanți să fie concentrat pe fază și să crească ritmul step by step. Man, suntem cu ochii pe tine și mergem să te urmărim și ne vedem în stop pe VS2 să vedem ce ai făcut cu noua mașină. Bine, abia aștept. Baftă multe! Baftă, bro! Știi, înainte de prima etapă a campionatului național de raliuri, ca o paranteză, ne bucurăm foarte tare că ai reușit să aduni bugetul necesar să fii prezent la start. Care e planul pentru prima etapă? Asta e cel mai important, că sunt aici. În primul rând, mulțumesc vouă că veniți și faceți, așa zisul, tam-tam necesar. Suntem bucuroși că am reușit să ajungem la prima etapă, cel puțin atât am reușit să facem în perioada asta atât de scurtă. Nu știu care va fi viitorul, dar important este că suntem aici, important e că vrem să ne bucurăm de probele speciale, vrem să fim iarăși în mașina de curse, vrem să bucurăm fanii, vrem să ne bucurăm noi, până la urmă asta e viața noastră și vrem să facem ce ne place. Cum ți se par probele speciale și cum este mașina față de sezonul trecut? Nu, mașina este top, adică este revizuită peste iarnă, clar, cum se face la o echipă profesionistă. Mașina e aceeași de anul trecut. Mulți m-au întrebat că e nouă, într-adevăr arată ca și nouă. Bineînțeles, culoarea acum o face un pic să fie schimbată, dar ne vom obișnui și în aceste culori, sper. Raliu frumos, proba asta, prima de astăzi, bărbătească, într-adevăr, aia e probă de raliu. Da, este probă de raliu, așa ar trebui să fie probele de raliu, dacă mă întreb pe mine. Nu cred, că nu prea, nu, n-ai de unde să scoți mizerie, iarbă pe margine și nu cred că sunt locuri unde să zicem că s-ar murdări sau sper să nu. Îți urăm multă baftă și ne vedem în stop pe PS2 să vedem cum te-ai descurcat. Bine, vă mulțumesc mult! Ciao. Ciao, Alex, bine ai venit la start, la prima etapă a campionatului național de raliuri. Ne bucurăm din nou că vedem o mașină așa spectaculoasă ca a ta pe probele speciale. Sunt foarte curios cum crezi că o să se potrivească traseul de la Raliul Argeșului pentru un Porsche ca al tău? Cu certitudine proba de azi nu e neapărat pentru mașina mea, dar mâine, dacă e uscat, o să fie frumos. Mâine sunt probe care, da, într-adevăr, se potrivesc și pentru mașina. Asta e, să ajungem bine mâine. Îți urăm multă baftă și ne vedem la stop pe PS2. Ciao, Cristi! Cum e la raliu de casă și sunt curios ce aduce nou pentru acest sezon echipa de TO, echipă clar ce își pune de fiecare dată amprenta pe campionatul național de raliuri. Salut, bine v-am găsit! Ne bucurăm mult că am reușit să organizăm Raliul Argeșului.
mai ales că au fost o grămadă de restricții cu COVID-ul. Sperăm să iasă un eveniment frumos. Singura problemă este că nu o să avem spectatori pe probele speciale, dar am încercat cât mai mult să transmitem online. Spune-ne un pic ce aduce DTO, pentru că, după cum îți povesteam, suntem foarte curios care e targetul echipei pentru raliul de casă. Targetul echipei pentru raliul de casă este să ne clasăm cât mai sus în, ca și echipă, iar anul acesta este un an de sacrificiu, încercăm să aducem niște rezultate cu un buget cât mai scăzut. Îți mulțumim mult și ne vedem în stop la PSD-i. Baftă mult! În primul rând mă bucur că suntem aici și după atâta timp, o pauză destul de lungă, au ceva emoții și la shakedown, la prima întrecere. Acum să vedem cum, important să ajungem la sfârșit. Emoțiile sunt mari, o pauză destul de lungă. Acum sperăm să terminăm oricum, dar să terminăm cu bine. Care e targetul la două roți motrice? Nu știu, undeva la pe podium să fim. Eu cred că sunt ok așa. Cred că o să fie o luptă foarte puternică acolo. Da, va fi o luptă, probabil Norbert va fi în față și noi în spate. Am înțeles, îți urăm multă baftă și ne vedem în stop. Mersi mult! Baftă. Ciao, ciao! Ciao Remus, bine te-am găsit la prima etapă a campionatului național de raliuri. Ne bucurăm foarte tare că am văzut că ai reușit să faci un pas înainte, un pas înainte clar la o mașină, zic eu, mai performantă. Acum ne spui tu cum te simți în ea și să ne spui care este targetul pentru etapa asta. Salut! În primul rând mă bucur că putem fi aici din nou, pentru că după atâtea luni de stat acasă suntem puțin amorțiți și vrem să ne simțim bine aici la etapa asta. Am făcut trece la o mașină de curse, pentru că înainte mergeam cu o mașină care a fost modificată într-o mașină de stradă și vreau să spun că după 50-60 de kilometri de teste mă simt excelent în mașină. Mașina merge foarte tare, îmi va lua... un volan și patru roți, cam atât au în comun. Mașina frânează foarte bine, e foarte liniară, nu e foarte violentă, chiar îmi place foarte mult. La Argeș nu ne-am stabilit un obiectiv, adică obiectivul ar fi să terminăm și să ne simțim bine. Dacă reușim să mergem și tare, cu atât mai mult. Excelent, ne bucurăm încă o dată și îți urăm multă baftă în prima buclă și ne vedem în stop pe PSD-i. Mulțumesc! O zi bună să aveți și distracție! Bafte! Bafte. Cum te prinde, să-i spunem noi, după pandemie, prima competiție, de fapt prima etapă a campionatului național de raliuri? Mă prinde un pic nepregătit, ca de fiecare dată. Consider că a fost o pauză mult prea lungă. Am tot încercat pe ultima sută de metri să schimbăm configurații la mașină și să venim cu tot felul de lucruri noi, să îmbunătățim mașina de anul trecut. Speram să vin cu o nouă mașină la start, însă din păcate pandemia a făcut imposibil acest lucru, mașina a rămas în carantină și ea blocată prin Ungaria, însă sperăm ca până la sfârșitul anului să reușim să o terminăm. Pe de altă parte, ne bucurăm că suntem la start, ne bucurăm că începem sezonul de data asta de la prima etapă și sperăm să continuăm așa până la finalul sezonului. Îți urăm multă baftă și ne vedem la finalul probelor, să-mi spui cel puțin astăzi cum te-ai descurcat. Să fie și ne vedem diseară! Simone, repede, cum a fost? A fost mișto. Două probe interesante. A doua trecere... Și-a făcut treaba omul? Da, mă, foarte bună. Adică după atâta pauza se dicteze la ritmul ăsta, e foarte bine. Dacă dicta un pic mai bine, poate mergea un pic mai tare. Nu, dar e prima cursă cu mașina asta, încă ne obișnuim și eu. Bravo, și, da, bravo și baftă multă. Aveți grijă, pa, pa! Cum ești? Da, e foarte frumoasă proba, jur. Ți-a plăcut? E probă de rally, mișto. Deci... Simone zicea că e probă de navigator, așa e? Clar, este probă de navigator și este probă de... E probă să mergi pe dictare 100%, n-ai loc de... Dacă vrei să faci timp, ok. Mai sunt niște interioare care le descoperim acum de la cei din fața noastră. Dar e ok. În rest e tot ok, da? Da. Multă baftă în continuare! Ciao Alex, cum ești?
E bine, speram să merg mai bine decât prima dată și cred că am reușit. Sunt foarte, foarte mulțumit că am terminat acolo. Dar restul tot e ok, merge mașina bine? În regulă. Norbert, ce-i cu ritmul ăsta, frătiuc? Băi, ne place mașina foarte mult, asta e tot secretul, ne distrăm, încercăm să mergem din ce în ce mai tare pentru că potențialul mașinii astea este foarte mare și nu, Francesca se descurcă incredibil de bine, ne place proba, hai să vedem cum o să fie și mâine. Ce ai făcut cu bara? Cu bara am pierdut-o pe un interior, nu ne dăm seama pe care, dar nu e nimic grav, mașina n-a pățit nimic. Băieți, o să schimbe servici și totul e ok. Multă baftă în continuare! Vali, cum ești? Bine, din ce în ce mai bine. Am început să ne obișnuim cu mașina. E foarte greu după ce treci de... după un R5 pe o mașină de genul ăsta, dar eu zic că e ok, pentru că ne bucurăm că suntem aici, nu avem nicio presiune de rezultat, ne interesează doar că suntem în fața fanilor. Atât. Merge mașina? Merge, tot ok, da. Am avut la shakedown ceva probleme mici, dar le-am rezolvat. Multă baftă! Mersi! Ok, am avut ceva probleme cu frânele, însă raliul se joacă mâine. Ești hotărât pentru mâine? Așa încercăm, acolo îmi plac mai mult probele alea și încercăm mâine să tragem. Multă baftă! Bine, par foarte hotărât, te-am văzut pe prima trecere, ca la Balamuc ai venit, cum te simți? Mă simt bine, încerc să mă reacomodez, am o pauză de 5 ani, navigator nou, n-am mai mers pe asfalt. De afară se vede tare, să știi. Mă bucur că pot să fac spectacol. E important asta, baftă multă! Mihai, cum au descurs primele două probe pentru voi? Foarte frumoase! Ne-am adus aminte cum e să zâmbim împreună înapoi în mașină. E funny. Mergem, facem ce facem, cât putem face. Știi că de afară se vede foarte mișto cum merge mașina și se aude bine. E ca la raliu. Mă bucur pentru asta, mai ales această mașină, pentru feeling-ul care mi-l dă de curse. Nu pot să merg cu mașini cu turbo. Asta este, o să mergem cât putem cu încă astea aspirate. We are the same. Multă baftă în continuare. Cum ești? Care e ritmul? Cum vă simțiți după primele două probe? Salut, foarte bine. Mi-a fost dor. Vreau mai mult. Ce să zic? Super! Dictarea merge bine? Că am înțeles că au fost două probe de navigator. Eu am îndreaptă un campion mondial. Tocmai nu, de asta. Un viitor campion mondial. De asta te întrebam. Multă baftă! Dolo, cum ești? Toate bune? Zi-ne două vorbe, cum te simți? Foarte bine, o probă foarte frumoasă, foarte tehnică, ne-a plăcut mult. Și așteptăm și ziua de mâine, care va fi cu mult mai... mult mai frumoasă și mai spectaculoasă. Cum au decurs primele două probe pentru voi? Ciao. Pentru faptul că suntem aici, aș zice că bine. Nu sunt fan al probelor așa înguste și pot să zic că e ok. Deci la prima trecere am și oprit aproape pe loc că sărise echipajul din față. Deci suntem ok. Mâine e raliu frumos. Corect. Pe Transfăgărășan. Mersi mult, să fie! Eugen, cum a fost prima buclă pentru voi? Intensă, foarte frumoasă. V-ați distrat? Foarte, da, foarte tehnică și te solicită, frumos. În rest tot ok? Tot ok. Mașina e ce trebuie? Aproape ce trebuie, dar... Că am văzut că ați lucrat la mașină. Da, acum e ok. Okay. Multă baftă în continuare. Mersi mult. Ce s-a întâmplat cu mașina? După un viraj de stânga care închidea după pod, am intrat pe... interior, a agățat, dar a plecat de spate, n-am putut, am contrabracat cât am putut, dar ne-a prins un pic gardul din stânga. Multă baftă și să reparați! Să fie, doamne ajută! E ok, Dar decent, până la urmă. N-am venit cum ne-am fi dorit, adică foarte tare. Important este să te distrezi până la urmă, cel puțin până ți intri în ritm. Multă baftă să aveți! Cum e cu noua mașină? Foarte fain, foarte, foarte fain. Zâmbești, asta e da, cel important. Da, pe cum ne place, maxim. Asta maxim, e maxim. Important. Multă baftă în continuare. Mersi. Mersi. Îți place? Da. Pe prima m-am răsucit și acum nu m-am răsucit, așa e o performanță. E important că ți-ai ajuns până aici fără răsucire. Da. Probabil de la E30 se trage. Da, da. Ai apucături de E30, da, da. Multă baftă în continuare. Mi-e dor de mașina aia. Cred. Artur, frătiu, cum ești? Salutare, ce faceți lume? Ești pe vlog? Pe vlog, ce să fac? A fost mai bine proba asta, acum?
Vă înțelegeți? Începeți să o legați? Da, a fost bine. M-am simțit chiar bine. Acum, niște viraje spuse cam târziu, dar am mers cu cap. Adică, asta e foarte important, să închegați un echipaj până la urmă, nu? Da, corect? Da, da, să ne distrăm. Asta e cel mai important și e bine că sunteți înapoi la start. Multă baftă în continuare. Ne vedem. Mulțumim, da. Salutare. Ciao. Mulțumim. Really good pace for you. How are the stages? The stages are good, but we don't have four gear because the last stage we broken the short shifter of the stick and we have to make it in the service. So I was really careful with the car. You will repair the problem? Yeah. This is the most important. What? This is the most important. Yes, this is. Have a nice day. Bye. Meu, ce faci, man? Era să fiu puțin, am fost ce că erai, am fost puțin și am tractorist, dar mi-a revenit după aia, mi-a dat drumul. Am sărit acolo unde s-o tăia foarte mult, am intrat și pe interior și m-a scuipat foarte tare afară. Dar am norocul că a fost drept. Ah, păi nu, numai bine. Adrenalină, măi băieți, măi, baptă mult, da, în continuare. Să fie. Man, cum te simți după o probă de navigator? De fapt, două probe de navigator, pentru că toată lumea vorbește pe aici prin sat, cu ghilimele de rigoare, că a fost o adevărată probă de navigație. Și acum, când m-am întors, am venit pe ea și am zis, da, frate, chiar e de navigator. Cum a fost pentru voi? Fiind o mașină nouă, nu prea mi-a fost ușor să țin pasul cu dictarea. Vin tirajele mai repede? Mult mai repede. Și distanțele nu sunt acelea și etc. etc. Dar o învățăm. O învățăm. Da, proba e grea. Da. Da. Mi-a venit să-i distrăm. Până la urmă, uite, vezi sâmbetul ăsta. Despre asta e vorba. Multă baftă în continuare. Bun, final de zi a primei etape a campionatului național de raliuri desfășurat la Pitești. O etapă foarte așteptată de marea majoritate a piloților. La momentul actual, ierarhia generală este condusă de Simone Tempestini, la 28 de secunde în spate Dan Gârtofan și pe 3, clar, surpriza momentului, Norbert Maior, la 54 de secunde în spatele lui Tempestini. Vorbim despre o mașină cu două roți motrice, un Peugeot 208R2, ce... clar, este o surpriză. Suntem foarte curioși să vedem cum se va desfășura ziua de mâine. Mâine ne mutăm în zona Transfăgărășan. Sunt sigur că o să adunăm niște imagini foarte spectaculoase acolo și, mai important, o să încercăm la finalul probelor speciale să le luăm și un feedback, să ne spună cum li s-a părut. Acestea fiind spuse, ne vedem dimineață! Așadar, am revenit în cea de-a doua zi a campionatului național de raliuri, suntem la prima etapă. La momentul actual ne aflăm pe una dintre cele mai lungi probe ale raliului, ce se desfășoară în două sensuri. Din punct de vedere a clasamentului, după proba specială cu numărul 4, avem foarte multă acțiune. În continuare, Simone Tempestini conduce raliul cu 45 de secunde. Pe locul 2 îl avem pe Alex Pițigoi, ce a făcut rocada cu Dan Gârtofan. Dan Gârtofan, la momentul actual, se află pe locul 3 la aproximativ 5 secunde de Dodo Pițigoi. Pe locul 4 îl avem pe Vali Porcișteanu, la 2 minute în spatele liderului. Iar pe locul 5, surpriză plăcută, spun eu, la 2 minute și 31 de secunde în spatele liderului, Norbert Maior conduce detașat lupta de la autoturismele cu două roți motrice. Suntem la stopul de pe ultima probă specială. Aici o să le luăm interviul la cald, în așa fel încât să vedem cine câștigă prima etapă a campionatului național de raliuri desfășurată la Pitești. Mai exact, la momentul actual, după cum vă spuneam, suntem pe Transfăgărășan, iar în spate urmează să se ia startul pe o probă de 27 de kilometri. Sunt sigur că o să fie foarte spectaculos, tocmai de aceea rămâi aproape de noi să vedem cum se va tranșa lupta și pe cine vom avea pe podiumul de la prima etapă a campionatului național de raliuri. Avem prima mașină, Simone Tempestini. Simone, curge apa pe tine! Despre asta e raliu, nu? Da, numai ți se pare. S-a transpirat? Puțin așa. Da, e foarte cald din mașina de aia. Dar ne-am, cred că simți căldura, că iese, da, de aici, acum am deschis ușa. A fost un raliu frumos. Din păcate, nu au fost așa mulți concurenți ca în anii trecuți, dar îmi doresc foarte mult pentru sportul nostru ca la următoarele etape să înceapă să vină din nou toată lumea.
Noi ne-am făcut încălzirea și suntem foarte fericiți că am avut posibilitatea să fim aici la start. Foarte frumos ritmul și felicitări încă o dată pentru evoluție. Mersi. Felicitări mult. Felicitări, bro. Mersi. 12-7, 12-4. Giri, un raliu frumos pentru voi. Cum s-a terminat? Cum vă simțiți? S-a terminat cu bine, foarte frumos, extraordinar. Da, foarte frumos, am avut noroc și de vreme faină. Eu zic că a fost un raliu reușit. Da. Felicitări încă o dată. Bravo. Ok, mulțumesc. Foarte spectaculos ce ați făcut. Cum vă simțiți la final de raliu? Mă simt fericit că am terminat, dar foarte nemulțumit că aici m-am răsucit. Am primit tot, am pierdut ceva timp. Termină pe locul 3. Vali, un loc 3 muncit. E bine, ești pe 3. E bine. Cum ești? Greu cu mașina asta, așa cum spuneam și ieri, ne-am luptat un pic pe proba de sus dinspre Capra, foarte denivelat, făceam toate visele. A trebuit să mă resetez total, pentru că e 500 oriunde, asta mai e greu. Dar mă bucur că am fost aici, era important să fim la noi acasă, chiar dacă au fost anumite discuții și înaintea startului ne vedeam în postură de spectator. Iată că am ajuns aici și, cum ai spus și tu, un loc 3, cred că bine meritat. Felicitări pentru podium, felicitări! Norbert, victorie categorică la două rozmotrice, cum te simți? S-a ieșit proba? Nu știu, vedem. Se putea și mai bine, cred. Bine, am avut o probă grea. Așteptăm acum timpul pentru că... Vali. Avem de așteptat pe cineva, dar... Eu cred că e ok. Bine, Adi! Bravo, Adiță! Felicitări! Bravo, man! Cum ești? Bine, am avut ceva probleme de dimineață, însă noroc că băieții au putut să remedieze în parcul de servis. Un raliu frumos în care ne acomodăm după 8 luni de pauză. Te-ai acomodat repede, bro. Știi cum e, prima dragoste nu se uită niciodată, deci n-ai cum, ceva acolo rămâne, indiferent de perioadă. Sperăm să luăm startul la toate etapele și să ne menținem parcursul ăsta tot sezonul. Felicitări încă o dată. Mersi. Mihai, podium la două rozmotrice, cum te simți? Habar nu am. Noi n-am avut semnal, nu știm ce am făcut pe prima, nu știm ce am făcut pe a doua. O să vedem. Așteptăm și restul. Așteptăm și restul. Simțit, asta e cel mai important. Sincer? Foarte bine, foarte bine ne-am distrat. Atâta timp cât râdem și râdem la final de probă, să spune că e cel mai bine. Felicitări, Manu. Mulțumim la fel. Cristi, și organizator și participant, cum te simți la finalul raliului? Mă simt foarte bine, mă bucur că am terminat toate probele speciale cu bine. Asta a fost cea mai frumoasă probă și cea mai solicitantă, dar a meritat tot efortul depus. Ai un zâmbet ce confirmă că te simți bine. M-am simțit foarte bine. Important. Foarte, foarte bine. Felicitări. Ok. You finished the rally, how was it? Very challenging for me. You will come back in Romania for other rallies? I will do definitely. We hope to see you soon. Yeah, thanks guys. Cheers. Enis, final de raliu. Cum vă simțiți la finalul unui raliu interesant după pauza asta lungă? Da, mă simt super. Mi-aș mai fi dorit încă două probe măcar. Te-ai încălzit acum. Da. În rest, toate bune? Toate bune, perfect mașina. Felicitări că perfect. Sunteți aici. Mulțumesc. Adi, cum te simți la finalul raliului? Am făcut o pană acum pe prima. Ați și făcut-o? Da, și... Da, din păcate, stai, bine. Felicitări că ați terminat totuși. Da. Final de raliu, cum vă simțiți? Mă bucur că l-am terminat, ne simțim foarte bine. A fost destul de greu, ne-am chinuit un pic cu mașina, dar acum suntem foarte bine. Bine. Da, super. Felicitări încă o dată. Mersi. Raul, final de raliu, cum ești? Cum este revenirea la... prima dragoste, să zicem noi, ca și brand. Da, ca și brand, că e prima dată când particip pe Dacia Sandero, care m-a impresionat plăcut. E clar o evoluție mare față de Logan. Ce să zic, mi-a fost foarte dor de raliuri și s-a văzut asta pe probe, pentru că chiar dacă uneori n-am avut miză și în general n-am avut miză pentru că eram să particip, am
tras de câteva ori destul de tare și ceea ce mă ajută la pilotaj, la dictare, pe tot pe partea sportivă. E o victorie la cupă, da, nu? Da, suntem fericiți, am câștigat la Cupa Dacia. Nu știm, la clasa nouă e destul de strâns, contează mai puțin. Da, dacă n-am fi făcut o greșeală destul de mare pe prima probă de astăzi, probabil eram și acolo învingători. Oricum, felicitări că ați ajuns aici și mă bucur că te văd din nou la start. Mersi, mersi mult. Man, ce a fost cu proba asta, man? Interesant, greu, dar s-a interesant. S-a ieșit într-o mare fel ultima probă. Hai mai în față. Interesă. Hai un pic mai în față. E victorie la Suzuki, nu? Nu știu, nu știu, aștept să vedem. Acum am uitat eu. Ai bătut foarte tare ultima. Stai așa să mă aici, să nu vorbesc prostii. Nu, cu tălășman te băteai, nu? Da. El are 18.07 și mai avea 12 secunde în față. Deci ești în față, bro. Stai. Nu. Treci, nu. Nu? Nu. Man, ai suntem la general. Da? Doamne ajută. 17.47. Bine, mă. Bine, mă. Mersi. Bravo. Așadar, tragem concluziile la finalul raliului. Prima etapă a campionatului național de raliuri. Victoria clară, categorică, să-i spunem noi, a venit pentru Simone Tempestini. Pe 2 a venit Dan Gârtofan și pe 3 Dodo Pițigoi. Dar, important de știut, Dodo merge cu o mașină ce nu punctează în clasamentul general. Asta înseamnă că pe locul 3 urcă Vali Porcișteanu. Mi se pare foarte tare că a reușit să termine pe podium, având în vedere faptul că în ultima săptămână participarea lui a fost sub semnul întrebării. Important de știut, pe locul 4 în clasamentul FIA și pe locul 5 în clasamentul general a venit pilotul oficial Total, Norbert Maior, cu surpriza etapei. Mi se pare foarte tare și foarte bun ritmul pe care l-a avut pe probele speciale, de apreciat asta și de menționat că Norbert reușește și victoria în clasamentul mașinilor cu două roți motrice. Este pentru prima dată când vine la start cu un 208 R2 și ritmul pe care l-a avut a fost jos pălăria. Cristi Dolofan termină în clasamentul general pe locul 9, iar pilotul oficial Total România, Eugen Caragui, termină pe locul 16 în clasamentul general. Sunt foarte încântat că am fost alături de voi și am încercat să vă ofer imagini de la prima etapă a campionatului național de raliuri. Eu am fost Mihai Beldie, astăzi ați urmărit Spectacol Total și ne vedem la următorul eveniment, ce sunt sigur că va fi foarte curând. V-am pupat! Skoda Fabia R5, Simone Tempestini, Sergio Vitu. De asemenea, Skoda Fabia R5, Dan Gârtofan, Tudor Mâța. Și Porsche 911, CS3 Cup, Alexandru Pițigoi, Anton Abraham.